despre serviciu a fost cel din urmă azi dimineață pentru un militar din capitală și soția lui. Mașina le-a fost izbită în plin de un bolit scăpat de sub control, se pare în urma unei întreceri în viteză. Alți doi oameni au fost răniți și 4 mașini avariate. El a venit pe partea cealaltă. Soția e în mașină aici? Pe partea cealaltă a venit. Așa ceva. Mie, nu știu, stăm și ne gândim că... O să ne fie frică să ieșim pe stradă. Bărbatul de 45 de ani și soția lui au devenit victime fără vină. Mașina lor nu era prima pe care o lovea bolidul. Șoferul autoturismului marca BMW ar fi intrat în coliziune cu un al doilea autoturism. Din impact, același autoturism BMW a pătruns pe contrasens, unde a intrat în coliziune cu un al treilea autovehicul, vorbind despre un Logan. Putea să intre stație, că e stația aici, de troleu și de mașini. Pe câtă lume ar ai omorât pe toți. Șoferul Loganului, militar de meserie, a murit pe loc. Medicii s-au chinuit aproape o oră să o resusciteze pe soția lui, însă în zadar. N-a mai văzut așa ceva. Accident, așa ceva aici. Nu e pantă, nu e loc, nu e șanț, nu e nimic. La viteza așa de mult, la 100 și ceva de kilometri aici. Între case, între blocuri, ceva groaznic. E mașina asta, nu este aplicat la spital. Vreau să mă duc la spital! De ce se duc la spital? Se pare că șoferul care a provocat tragedia ar fi împrumutat mașina de la un prieten. Când proprietarul a apărut la locul accidentului, mulțimea l-a confundat cu șoferul vinovat și a început să-l huiduie. Bolidul nu era asigurat, așa că proprietarul va trebui să-și recupereze paguba de la amicul din spital. Un al patrulea autoturism parcat a fost distrus.